Stimați muncitori, bine ați venit pe șantierul de construcții Dania Sibus. Societatea Dania Sibus SRL este cea mai mare și mai importantă firmă de construcții din Israel, activă în domeniul construcțiilor și infrastructurilor. Societatea excelează în planificare și efectuare de proiecte complexe, dovedind excelență în administrație și inginerie. Dania Sibus folosește tehnici de construcție avansate și furnizează servicii impecabile, fără compromisuri. La început, vi se vor prezenta de către șeful de șantier regulile de siguranță și vi se va atrage atenția asupra specificelor pericole pe care le implică munca dumneavoastră. Dacă nu știți să efectuați o anumită operațiune, întrebați. Pe șantier sunteți obligați să purtați echipament personal de protecție, cască de protecție, îmbrăcăminte completă și îngrijită, încălțăminte protectoare, mănuși de protecție, ochelari de protecție, măști de protecție în efectuarea operațiunilor de tăiere și sudură, dopuri de protecție pentru urechi în cazul activităților ce presupun zgomot puternic, mască de protecție a respirației în cazul activităților desfășurate în condiții de praf dăunător. Vara, pentru a fi ferit de pericolul razelor solare, purtați îmbrăcăminte ce vă acoperă marea majoritate a corpului. Dacă materialul conține fibre naturale, el va absorbi o cantitate mare de transpirație ce se va evapora cu eficiență în aer. Ungeți cu cremă de protecție solară zonele corpului expuse la soare. Beți destulă apă. Este de preferat să beți apă des și în cantități mici, decât rar și în cantități mari. Iarna, purtați haine călduroase și consumați alimente bogate în carbohidrați și zaharuri pentru a păstra căldura corpului. Păstrați șantierul curat. Mâncați doar în locurile desemnate de către coordonatorul de lucru. Pe șantier există truse de prim ajutor pe care le puteți folosi. Scopul scării este de a urca și a coborî de la un nivel la altul, nu de a efectua lucrări, urcați sus pe ea. Operațiuni scurte se pot efectua doar cu aprobarea șefului de șantier și doar dacă scara este susținută de o altă persoană sau de un echipament de protecție. La o înălțime de peste 2 metri, muncitorul va fi legat cu un ham de siguranță de puncte de susținere adecvate. Alunecările și căzăturile sunt factorii principale ai accidentelor de la locul de muncă. Păstrați curățenia și ordinea la muncă pe parcursul programului de lucru. Deplasați-vă doar prin pasajele protejate. Sprijiniți-vă de balustradă când urcați sau coborâți pe scări. Folosiți doar cabluri, prize, ștechere sau ustensile aprobate de coordonatorul de lucru. Folosiți doar instrumente în stare bună de funcționare și adecvate muncii prestate, nu improvizați. Nu demontați aparate sau ustensile din echipamentele de siguranță furnizate de producător. Aduceți instrumentele defecte la atelierul de reparații. Nu utilizați ustensilele pe care nu știți să le operați. Cereți instructaj. Doar electricieni autorizați efectuează reparații electrice pe șantier. Nu efectuați improvizații sau reparații. Pe orice șantier există diverse tipuri de schele. Există diferite regulamente de protecție referitoare la schele, unele cu referire la toate tipurile de schele, iar altele doar la tipuri specifice. Pe schele mai înalte de 2 metri vor lucra doar muncitori calificați pentru munca la înălțime. Când lucrați la înălțime, aveți grijă ca spațiul de muncă să aibă o lățime de cel puțin 60 de centimetri, să fie protejat, să aibă balustrade cu bara de mână, bara de mijloc și placa la picioare. Accesați spațiul de muncă cu ajutorul unei scări imobilizate și stabile. Când nu există balustrade, folosiți hamuri de siguranță legate de puncte de susținere adecvate. Este interzisă munca la înălțime când muncitorul nu este protejat împotriva căderii. Când lucrați pe schele, asigurați-vă că acestea sunt stabile, sunt legate la construcție și au fost aprobate de șeful de șantier. Când lucrați pe schele mobile, asigurați-vă că fiecare roată are sistem de frânare, că spațiul superior de lucru e înconjurat de balustrade cu bară medie și placă pentru picioare, are scară de acces, iar schelele sunt stabile și aprobate de către coordonatorul de lucru. Aparatura folosită la ridicarea echipamentului trebuie legată de o construcție stabilă și aprobată de coordonatorul de lucru. Este obligatorie împrejmuirea locurilor ce prezintă pericol de cădere de la o înălțime mai mare de 2 metri. Orice deschidere trebuie acoperită sau împrejmuită pentru a preveni căderea. Nu aruncați obiecte sau deșeuri din clădire în afara sa. Nu mergeți sau staționați sub o încărcătură ridicată. Nu lăsați ustensilele sau materialele de lucru nesupravegheate pe marginile clădirii sau pe spații de lucru aflate la o înălțime mai mare de 2 metri. Nu intrați în zone de excavare mai adânci de 1,2 metri fără aprobarea coordonatorului de lucru. Pereții săpăturii trebuie să fie înclinați pentru a preveni prăbușirea acestora.
Când prestați munci la căldură, tăiere, sudare, etanșare la cald, asigurați-vă că aveți aproape extintor de incendii și că nu rămâne vreo substanță aprinsă 30 de minute după încheierea lucrului. Prevenirea incendiilor este posibilă când se separă cei trei factori generatori de foc: căldura, oxigenul și combustibilul. Substanțele inflamabile, în special lichidele, se vor depozita în recipiente închise pentru a evita expunerea la aer și oxigen. Substanțele inflamabile se depozitează în spații unde nu se utilizează sisteme de aprindere sau alte surse de foc. Lichidele inflamabile se depozitează la o temperatură mai joasă decât punctul lor de aprindere pentru a preveni inflamarea acestora în caz de expunere la surse de aprindere. Substanțele inflamabile vor fi însemnate ca atare. Accesul la substanțe inflamabile e permis doar celor ce au nevoie de ele în prestarea muncii. În caz de incendiu, se va deconecta curentul electric, se vor îndepărta substanțele inflamabile și se va anunța coordonatorul de lucru în paralel cu luarea măsurilor de stingere a focului. Cele mai multe cazuri de îmbolnăviri și decese din lume sunt cauzate de expunerea la substanțe periculoase, de genul materialelor de construcții, expunerea la asbest, praf de lemn, gazele motoarelor diesel, uleiuri, ciment, etc. Oricare dintre acestea poate cu ușurință produce vătămări corporale grave în lipsa măsurilor de protecție adecvate. Când lucrați cu asemenea substanțe, purtați echipamentul de protecție adecvat. Pe șantier se vor lua măsuri de udare și asfaltare pentru a împiedica producerea prafului pe șantier și în împrejurimile sale. În cazul muncii în condiții de praf, este obligatorie folosirea echipamentului de respirație adecvat tipului de substanță la care lucrătorul este expus. Protecția împotriva zgomotului este un factor important în protejarea sănătății fizice și mentale. Folosiți dopuri și căști de protecție pentru urechi. Macaralele vor fi operate doar de către macaragii autorizați pentru tipul de macara și de greutăți ridicate. Semnalizarea pentru macarale și legarea încărcăturilor vor fi efectuate doar de către personal calificat. Operarea utilajelor de ridicare de genul lifturi, utilaje de forat, trolii, se va face doar de către muncitori desemnați de șeful de proiect, cărora li s-a efectuat instructajul de operare adecvat. Echipamentele sau utilajele de ridicare vor purta plăcuțe de identificare și ștampile de verificare tehnică autorizată. Utilajele grele vor fi operate de către lucrători calificați, posesori de permise de conducere corespunzătoare. Lucrările efectuate trebuie coordonate pentru ca muncitorii să se afle la o distanță mai mare de 2 metri de utilajele grele aflate în operare. Purtați îmbrăcăminte ușor de reperat și vestă reflectorizantă. Nu staționați în locurile unde nu puteți fi observați de către persoanele ce pun în funcțiune utilajele. Fiți atenți la utilajele grele care se deplasează înapoi. Dacă ridicați diverse obiecte, faceți-o din poziția corectă. Aplecați-vă și folosiți-vă de mușchii picioarelor. Nu folosiți mușchii spatelui. Ridicați doar greutăți potrivite puterii dumneavoastră. În caz de nevoie, cereți ajutorul unui coleg. Transportați greutățile astfel încât să nu vă obstrucționeze câmpul vizual. Spațiul închis este spațiul în care intrarea și ieșirea se fac cu dificultate. Condițiile din interior pun în pericol sănătatea și integritatea lucrătorului, de exemplu, rezervoare de apă, puțuri, canalizări, etc. Nu intrați în spații închise în lipsa unui instructaj corespunzător și a echipamentului de protecție adecvat. Operați utilajele doar dacă prezintă sisteme de protecție adecvate. Nu reparați utilajele când se deplasează. Concentrați-vă asupra muncii depuse și nu vă distrageți atenția. Nu intrați în spații neluminate și informați coordonatorul de lucru asupra absenței iluminării. Țineți minte, dacă nu respectați regulile de siguranță, vă periclitați colegii de muncă. Când produceți accidente, produceți pagube și suferințe multor persoane. Vă dorim muncă plăcută și în siguranță!